Dacă vrei să obții iertare, dacă vrei să obții sănătate, dacă vrei să obții succes și dai bani, îi dai degeaba. Cafeaua pe care o beau astăzi este Indonezia Alco. Este o cafea care îmi place foarte mult pentru că are o aromă fructată, în special gustul de struguri și pomelo este foarte remarcabil, are un gust aproape ca de vin, este foarte interesant și când deschizi punga să -mi miroși cafeaua, are o Aromă, un miros atât de fructat, ca și cum ai deschide o, o pungă de bomboane. Miroase foarte frumos. Este o cafea foarte bună, ce are puțină aciditate, doar, doar puțin. Este chiar foarte bună. Beau de câteva zile cafeaua aceasta și îmi place foarte mult. Chiar vă recomand dacă doriți o cafea cu un profil de aromă fructată, atunci, Indonezia Alco este o cafea foarte bună pentru oricine vrea să bea cafea, dar să nu simtă o, o aromă amară, ci din potrivă o aromă dulce, fructată. Subiectul nostru de astăzi este unul destul de controversat. O întrebare. Trebuie să dăm bani la biserică? S-ar să vă întrebați de ce am ales acest subiect. Pentru că de multe ori când postez resurse pe social media, văd oameni care scriu acuzații aduse în general împotriva bisericilor și împotriva susitorilor, cum că scopul existenței bisericii este ca unii oameni să strângă bani de la alții și că biserica ar fi o înșelătorie, că ar fi niște excroci. Că suntem niște paraziți care nu avem niciun sens, niciun rol în societate, că ar trebui să fie închise toate bisericile și să nu mai dea oamenii bani la biserică. Astăzi încerc să răspund la acele comentarii care de-a lungul vremii s-au strâns și foarte mulți oameni au. Exprimat o astfel de opinie, și astăzi doresc să explic din perspectiva teologiei reformate, a Bisericii Reformate, dacă trebuie să dăm bani la biserică, de ce trebuie să dăm bani la biserică, câți bani trebuie să dăm la biserică. O să încerc să răspund astăzi la aceste întrebări. În primul rând, aș dori să discut puțin despre problemele care există în jurul acestui subiect, în ce privește acest aspect al banilor în viața bisericii. Există anumite probleme care provin, din perspectiva mea, din unele pervertiri care există atât în societate cât și în biserică. În primul rând, prima pervertire pe care o observăm este. Amestecul statului, amestecul guvernului în finanțarea bisericii. După secolul IV, statul începe să devină implicat în finanțarea bisericii, în diverse moduri. Vedem această implicare a statului de-a lungul istoriei, și vedem că încă ea există în, în țara noastră și în multe alte țări europene. Aceasta este o pervertire. Este o pervertire pentru că de la începuturi, din primele secole, biserica s-a autofinanțat prin ceea ce a dat fiecare membru al bisericii. Deci statul nu are nici un rol lăsat de Hristos sau de apostoli în cadrul bisericii. Treaba statului este să administreze societatea, să construiască spitale, să construiască autostrăzi, să-i prindă pe hoți, să facă judecată, dreptate și așa mai departe. Rolul statului este în sfera civilă, nu în sfera bisericii, nu în sfera ecleziastică. Atunci când statul se amestecă în viața bisericii și ia impozite de la toți oamenii ca să le redistribuie și la biserici, această implicare a statului întrerupe relația pe care creștinii trebuie să o aibă în mod direct cu biserica. Statul devine un intermediar între creștini și biserică în ce privește această relație a dăruirii, relația financiară. Deci, în statele în care există încă o finanțare a bisericilor prin intermediul statului, Acolo relația creștinului cu Biserica este pervertită. Și chiar dacă mulți uh, oameni se plâng de secularizarea care există în multe țări, unul din lucrurile bune ale secularizării este că se întrerupe acest amestec al statului biserică prin care statul încearcă să obțină beneficii din partea bisericii biserica încearcă să obțină beneficii din partea statului și victimele la mijlocul acestor relații pervertite între stat și biserică sunt creștinii care ei la rândul lor ajung să aibă o relație pervertită distorsionată cu biserica o altă pervertire în societate este tratarea bisericii ca un centru de servicii culturale. Un loc în care uh, mergi ca să obții un serviciu cultural, fie că e vorba de prezența preotului la înmormântare, fie că e vorba de cununie religioasă, botezi, Biserica, de multe ori, este tratată ca o, un centru, o organizație care oferă servicii culturale în schimbul unor taxe. Și din punctul acesta de vedere, vedem o relație foarte diferită pe care oamenii o au cu biserica în comparație cu ceea ce descoperim în Noul Testament, ce vedem că fac apostolii și credincioșii de atunci, și, în comparație cu ceea ce vedem în primele secole de creștinism, când apartenența la biserică nu era o chestiune culturală, ci o chestiune ce ține de credință. Dacă privești la biserică doar ca la un centru cultural, atunci modul în care o să mă relaționez la biserică o să fie distorsionat. O altă pervertire care există este condiționarea actului religios de plata unui preț. Și asta vine tot din, din perspectiva uh, faptului că biserica a ajuns un centru cultural. Preoții, slujitori din diverse culte, nu o să facă un anumit ritual, nu o să înfăptuiască o anumită slujbă religioasă dacă nu se plătește un preț. Această relație tranzacțională distorsionează atitudinea pe care sujitorii ar trebui să o aibă față de credincioși și ar trebui să o aibă față de biserică și atunci uh, apar nemulțumirile legate de prețul care este stabilit, sunt oameni care nu pot să contribuie pentru că sunt foarte săraci și atunci uh, când biserica ajunge să strângă astfel de uh, taxe, de uh, bani, în schimb unor servicii religioase, începe să fie tratată ca o altă, orice altă organizație din jurul nostru. În acest context, o altă pervertire care completează tabloul dezastruos care există în jurul nostru este membralitatea nominală. Omul care spune la recensământ că este creștin, dar care nu face parte din viața bisericii, nu merge la biserică, nu contribuie în fel la viața bisericii, merge la biserică poate doar pe an și la anumite ocazii, nunți, botezuri, înmormântări și așa mai departe. Și atunci dacă nu faci parte din viața bisericii, dacă nu dăruiești, în mod frecvent, din ceea ce ai, nu doar bani, ci și contribuția ta, implicarea ta în comunitate, atunci biserica încearcă să-și recupereze cumva ceea ce îi lipsește și impune acele taxe, acele prețuri pentru prestarea serviciilor. Deci, din acest motiv, membralitatea nominală influențează atitudinea pe care o avem față de biserică. Și, bineînțeles, pervertiri în cadrul bisericilor există. De asemenea, ar fi abuzuri ale unor al slujitori care încearcă să deturneze fonduri pentru uh, motive ilicite, pentru îmbogățirea lor personală, uh, chiar dincolo de... Uh, limitele legale în care ar trebui să fie plătiți. Există, evident, astfel de abuzuri, astfel de pervertiri și atunci când se află, când oamenii văd că nu știu care episcop se plimbă doar cu mașini de lux, atunci astfel de, astfel de abuzuri contribuie și ele la atitudinea negativă pe care credincioșii o au față de biserică. Toate aceste pervertiri formează un tablou al unei situații dezastruoase în jurul nostru, în ce privește atitudinea omului față de biserică. Toate aceste pervertiri duc la scepticism, la o atitudine cinică în ce privește biserica și banii. Acestea sunt pervertiri și trebuie adresate, trebuie găsite soluții pentru fiecare din ele, dar aceste pervertiri nu înlătură motivele și responsabilitatea pentru care creștinii trebuie să susțină Biserica din punct de vedere financiar. De ce trebuie să dea creștinii bani la Biserică? Să încerc să răspund la această întrebare, începând cu motivele pentru care nu ar trebui să dăm bani la biserică. Nu trebuie să dai bani la biserică pentru ca să obții ceva. Nu trebuie să dai bani la biserică încercând să faci un schimb cu Dumnezeu, să, obții ceva de la Dumnezeu. Nu, orice ai încerca să obții, dacă vrei să obții iertare, dacă vrei să obții sănătate, dacă vrei să obții succes și dai bani, îi dai degeaba. Deci, nu există niciun fel de troc pe care tu să-l faci cu Dumnezeu. Banii pe care îi dai în acea motivație sunt bani aruncați, pierduți, puteai să le dai foc, nu te ajută la nimic. Să nu dai bani la biserică încercând să obții ceva. Din alt, din alt punct de vedere, să nu dai bani la biserică doar pentru un serviciu cultural. N-are niciun sens să dai bani la biserică încercând să obții un serviciu cultural. Dacă vrei, vrei clowni, dacă vrei cântăreți, du-te la uh, firmele care organizează evenimente, uh, du-te la profesioniști și procură servicii culturale. Nu trata biserica ca un serviciu cultural pe care îl plătești. Biserica nu este un serviciu cultural de clown și cântăreți. Motivul pentru care... Trebuie să dăm bani la biserică, este unul diferit. Și atunci când dăm bani din motive greșite, nu rezolvăm absolut nimic. Doar continuăm pervertirea care există în societate. Care sunt motivele corecte pentru care ar trebui să dăm bani la biserică? În primul rând. Dăm bani la biserică din recunoștință față de ceea ce am primit de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce avem, așa că venim și din recunoștință îi dăm lui o parte. Ne închinăm cu lucrurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. O parte din câștigul nostru îl dăm ca închinare înaintea lui Dumnezeu din recunoștință. Un alt motiv pentru care trebuie să dăm. Bani la biserică este din responsabilitatea pe care o avem cu toții, ca și creștini, să susținem costurile bisericii. Responsabilitatea finanțării bisericii, responsabilitatea susținerii costurilor nu este a statului, ci este a celor care formează biserica, a membrilor bisericii. Și vedem lucrul acesta repetat de mai multe ori de către apostoli în scripturi. Pe de altă parte, mai trebuie să, să dăm bani la biserică și înțelegând importanța bisericii în viața noastră. Pentru că înțelegem importanța bisericii, înțelegem ceea ce primim de la biserică, de aceea dorim să susținem financiar biserica, pentru ca biserica să existe și noi să beneficiem de slujirea ei. Și aplicăm acest principiu nu doar în ce ne privește pe noi a nevoii pe care noi o avem să fim slujiți de către Biserică, ci ne gândim și la cei din jur care s-ar putea deocamdată să nu creadă. Nu doar din dorința ca noi să beneficiem de slujirea Bisericii, ci înțelegând și importanța ca slujirea Bisericii să existe pentru cei din jur care nu cred. Înțelegem cât de important este slujirea Bisericii prin care primim Evanghelia. Și de aceea dorim ca Evanghelia să ajungă și la alți oameni, biserica să progreseze în împărăția lui Dumnezeu, să se extindă. Și pentru lucrurile acesta trebuie să contribuim fiecare din noi să susținem financiar biserica. Cum dincolo de motivele pentru care trebuie să dăm, o altă întrebare importantă este cât trebuie să dăm aceasta este întrebarea cea mai delicată probabil pentru că oricine poate să ia 50 de bani să-i arunce într-o cutie a milei dar este aceea dăruirea, este aceea contribuția pe care trebuie să o facem ca și creștini cât trebuie să dai la biserică dacă ne uităm în Biblie vedem în Vechiul Testament că Existau mai multe legi destul de detaliate legate de cât trebuie să dea oamenii și în general exista un procent de 10% din câștigul tău pe care în Vechiul Testament trebuia să-l tai la templu. Fie că e vorba de bani, fie că e vorba de rodul câmpului, rodul fermei tale, 10%, cel, cei mai buni din, 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 ceea ce ai, 10% trebuia să duci la templu, ca o zeciuială. În Noul Testament nu avem niciun fel de înnoire a acestui procent, nu spun nicăieri apostolii cât trebuie să dai, chiar există o discuție în faptele apostolilor legată de, fapt, de faptul că nu există o obligație a unui procent, nu există o, o, un impozit, o taxă de 10%, cum exista în sistemul Vechiului Testament, dar îi vedem pe apostoli că explică responsabilitatea pe care o avem să susținem slujirea Bisericii, costurile care există pentru ca Biserica să-și desfășoare activitatea, și că trebuie să dăm în funcție de, de ceea ce ne, ne spune inima noastră. Atunci când vedem slujirea bisericii, când vedem ceea ce ne-a dat Dumnezeu din recunoștință, în mod liber, cu bucurie, trebuie să dăruim pentru susținerea bisericii. Deci nu există, în biserica creștină, nu ar trebui să fie impus un procent sau o anumită sumă, o anumită taxă pe care toți oamenii să o plătească. Suntem diferiți, avem parcursuri diferite în viață, ne aflăm în puncte, în situații diferite. Unii oameni s-ar putea să treacă prin dificultăți și să, pentru o perioadă, să nu poată să dea nimic sau să poată să dea foarte puțin. Și mai degrabă ei să beneficieze de ajutorul bisericii. Există astfel de situații sau poți să fii într-o situație în care ai capacitatea financiară să dai mai mult de 10% din cât câștigi. Deci nu există un procent exact, există situații diferite în viață și nu trebuie să tratăm totul după același standard pentru că suntem, suntem în poziții financiare diferite. Dar chiar dacă în Noul Testament și Biserica Creștină nu are un procent care să fie aplicat, principiul și responsabilitatea rămâne. Și atunci, chiar dacă nu pot să spun eu un procent sau o sumă care să fie valabilă pentru toți creștinii, există anumite întrebări pe care ni le putem pune fiecare, în mod personal, în, în mintea, în inima noastră, înaintea lui Dumnezeu, ca să ne dăm seama. Cam cât ar trebui să dăm cu cât ar trebui să contribuim la biserică. Și asta este, este demersul pe care trebuie să îl facem fiecare dintre noi, înaintea lui Dumnezeu, să ajungem la o concluzie cu conștiința împăcată și să dăm în funcție de ceea ce am hotărât. Există câteva întrebări pe care le putem pune. Prima întrebare este ai o contribuție substanțială la costurile bisericii sau când e vorba să dărești la biserică, deschizi portofelul și cauți tot timpul cea mai mică bancnotă să o pui pe aceea în mod simbolic. Din învățătura apostolilor, vedem că avem responsabilitatea să susținem financiar biserica. Nu-i vorba să, să, pui 2 lei, să pui 5 lei doar așa ca să vadă cei din jur că și tu ai pus, și este o responsabilitate de a contribui în mod substanțial la nevoile, la costurile pentru susținerea activității bisericii. Ne putem întreba dacă avem o contribuție substanțială sau dacă nu mai dăm așa simbolic. O altă întrebare pe care putem să ne o punem este: dacă la restaurant mergi și dai 50 de lei. Dar la biserică vii și dai 5 lei, ce spune asta despre prioritățile tale? Dacă la petrecere și la distracție cheltuiești mult, dar la biserică dai întotdeauna minimul, atunci oare nu există o problemă în inima ta? Și asta este o întrebare pe care putem din nou să ne punem. Concluzie: nu există o sumă exactă, fixă sau un procent fix care se aplice tuturor oamenilor, dar există responsabilitatea pe care o avem cu toții, ca și creștini, să susținem financiar biserica. Dacă nu crezi în Hristos și în cuvântul său, nu are niciun sens să dai vreun ban la biserică. Nu are niciun sens să dai bani. Dacă nu crezi, dacă nu ești parte a bisericii, nu o să te ajute la nimic, N-are niciun sens să dai bani, nu trebuie să dai bani din superstiție. Dacă crezi în Hristos, dacă vrei să fii parte a bisericii, dar încă continuare ai dificultăți în a avea o contribuție substanțială, atunci s-ar putea să existe probleme ale inimii care sunt rezolvate doar printr-o înțelegere corectă a Evangheliei. Prin înțelegerea faptului că Hristos ni s-a dăruit pe sine. Hristos și-a dat viața pentru noi. Hristos a instituit prin Apostol Biserica să ne slujească pe noi. Și din recunoștință pentru Evanghelia pe care o primim, de aceea trebuie și noi să răspundem cu recunoștință și să contribuim la desfășurarea activității Bisericii, să o susținem și din punct de vedere financiar. Dar pe lângă o înțelegere corectă a Evangheliei, trebuie să avem și o înțelegere a jerfirii de sine, a lepădării de sine, a faptului că suntem chemați să renunțăm la ceva ce este al nostru, să renunțăm la niște bani pe care puteam să-i cheltuim altcumva, să ne distrăm altcumva și cu, cu bucurie să dăruim bisericii, cu bucurie să susținem biserica din dorința de a vedea Progresso ul Bisericii în jurnalul nostru